Ziua bună! Sunt Vali Conea și astăzi vă prezint Cetatea Uriașilor de la Saschiz și Tunelele Secrete. Cine păzea aurul și vinul străvechi? Un material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. O cetate țărănească din secolul al XIV-lea. Cetatea țărănească din Saschiz a fost cetate ridicată de sași începând cu anul 1347 la circa 4 km de localitatea Saschiz pe un deal denumit Dealul Cetății și care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii, dar în același timp era și un loc pentru păstrarea alimentelor, deoarece asigura un regim termic adecvat. Astăzi, cetatea țărănească, situată pe un platou la cota de 680 de metri, se întinde pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați și are forma unui poligon regulat cu lungimea maximă de 90 de metri și lățimea maximă de 52 de metri. Zidul de apărare al incintei se ridică până la 10 metri și în locurile strategice au fost construite 6 turnuri. Turnul de pază, Wachterturm, turnul porții, Tormturm, turnul preotului, Parenturm, turnul voievodal, Fürstenturm, turnul pulberiei, Pulvernturm și turnul școlii, Schulmturm. În incinta cetății se mai găsea pe vremuri un heleșteu, dar și o fântână adâncă de peste 50 de metri, despre care legenda spune care avea legături printr-un tunel subteran cu biserica fortificată. Cetatea a fost bine întreținută de sași până în anul 1940, când la ordinul lui Adolf Hitler s-a organizat strămutarea acestora în Germania în proiectul Lozinka, acasă în Reich, Heim ins Reich. Ceea ce a mai rămas din populația săsească a fost deportată în fosta Uniune Sovietică în anul 1945 și atunci a început și distrugerea cetății, de către locuitorii negermani ai Saschizului, care au folosit ca sursă de materiale de construcție zidurile cetății. Astfel a ajuns mult timp ruină și uitată. În ultimele două decenii, vechea cetate a început să-și recapete strălucirea de altădată și odată cu asta au reînviat și faptele istorice, dar și legendele care au însoțit-o sute de ani. Cetatea Uriașilor. Printre localnicii din comuna Saschiz, județul Mureș, circulă și acum legende auzite de la bunici și străbunici, legende care povestesc despre uriașii care trăiau odată într-o cetate construită pe cel mai înalt deal din zonă și care aveau un mod ciudat de a interacționa cu oamenii. Astăzi, locul amintit de localnici ca fiind cetatea uriașilor a fost cercetat de arheologi care au descoperit urme ale unor așezări fortificate foarte vechi, începând cu Neolitic și continuând cu perioada dacilor. Se spune că uriașii protejau pesătenii din Saschiz și din apropiere, dar și că uriașii de aici așteptau un semn de necredință din partea oamenilor pentru a ieși din nou în lume ca să-i pedepsească. Sătenii spun că, pentru a se feri de răzbunarea uriașilor, oamenii din vechile vremuri au adunat de pe coastele dealurilor pietre rotunde pe care uriașii le-ar putea arunca asupra lor și le-au înșirat pe la porțile caselor lor. Cu aceste pietre, oamenii au pavat apoi drumurile și astfel s-a născut ceea ce localnicii numesc astăzi plaster, adică stradă, alee, din germanul plaster, pavaj, caldarâm. Legendele din Saschiz mai spun că uriașii, dacă prindeau un om aflat pe câmp, îl puneau în surță, adică șor sau scurteică, și se jucau cu el. Astăzi, ruinele fostei cetăți a uriașilor, sau Hunenburg, cum o denumeau sașii, este situată la nord de comuna Saschiz, într-o zonă de pășunat denumită de localnici Vlosk. Cercetările arheologice au scos la iveală că cetatea uriașilor are o formă circulară cu un diametru de 60 de metri, înconjurată de o terasă bine păstrată pe laturile de sud-vest și nord-vest. Profesorul Alin Pora, omul care a contribuit la realizarea monografiei comunei Saschiz, afirmă că în urma analizei cu carbon 14 artefactelor descoperite, cetatea uriașilor a fost datată în jurul anilor 2500 înaintea erei noastre și 1800 înaintea erei noastre, iar cercetările au mai scos la iveală faptul că așezarea în această zonă a contribuit la apărarea locuitorilor din interiorul cetății împotriva invadatorilor și a intemperiilor vremii. Faptul că cetatea uriașilor este un loc de apărare este dovedit și de faptul că în sprijinul apărării cetății exista așa numitul val de pământ, care este specific așezărilor din Neoliticul dezvoltat. Uriași sau atlanți? Existența unor uriași în aceste locuri apropiate Saschizului, fiind oarecum dovedită, a dat naștere la diverse teorii despre originea acestora.
Mai mulți scriitori și istorici interberici, printre care se afla și Nicolae Densușianu, fac o legătură între localnicii cei uriași și legendarii atlanți ai continentului dispărut într-un cataclism și descris de Platon. Astfel, după producerea cataclismului, care a scufundat în adâncul legendar Atlantidă, supraviețuitorii au migrat în alte teritorii, o parte din ei spre nordul continentului, trecând fluviul Dunărea. O parte dintre aceste atlanți s-au stabilit printre pelasgi, în ținuturile ocupate mai târziu de către strămoșii noștri getodaci. Aceștia, ca să nu intre în conflict cu localnicii, și-au construit cetăți inexpugnabile și și-au luat rolul de protectori și judecători ai populației băștinașe. Interesant este faptul că legende similare cele de la Saschiz se găsesc și în zona Ceahlăului, adică uriașii de piatră, dar și pe platoul Bucegilor. Aceste similitudini demonstrează că a existat un anume popor, diferit de cel al dacilor, care s-a stabilit prin aceste locuri cu mult înainte de apariția tracilor și care, cu timpul, fie au dispărut inexplicabil, fie au degenerat, adică au căzut în înălțime, adică au scăzut în înălțime și putere, fiind asimilați cu timpul de către triburile locale. Ultimul uriaș. Un vechi document descoperit în Biblioteca Batianeum din Alba Iulia amintește de moartea comitelui Lang, survenită la vârsta de 145 de ani în localitatea Kaizd, numele german al Saschizului, și despre care se amintește că au fost probleme cu înmormântarea acestuia, fiindcă era foarte înalt, de aproape 3 metri. Oare să fi fost vorba de unul dintre ultimii uriași, urmași ai vechilor atlanți, adică cei care au ridicat cunoscuta cetate a uriașilor? Cu acest prilej, te reamintim că tot în zona Mureșului a mai fost descoperit un mormânt care adăpostea un schelet de circa 2 metri și 80 de centimetri. Din păcate, în documentul de la Batianeum nu se spune și locul mormântului uriașului Comite Lang și din acest motiv istoricii au considerat respectivul text doar o simplă relatare a unei legende obișnuite. Dar se pare că nu a fost deloc o legendă și putem presupune că în secolul al XIII-lea și în secolul al XIV-lea, de când datează documentul, dar și construcția cetății de la Saschiz, existau în zonă, dacă nu chiar uriașii din legende, măcar oameni foarte înalți, cu mult peste media celorlalți locuitori transilvani. Tunelele secrete ale cetății uriașilor. Ceea ce se vede și azi arată că cetatea țărănească din Saschiz era o cetate de apărare care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii și ca majoritatea cetăților de refugiu se poate presupune că era prevăzută și cu tunele secrete de aprovizionare. De altfel, prin zona Saschizului circulă mai multe legende despre canalele subterane de comunicare existente cândva. Profesorul Bora a scris în monografia sa că ridicarea acestei cetăți a început în 1347 și s-a terminat în secolul al XIV-lea, dar că și în jurul acesteia s-au țesut o serie de legende. Legendele spun că ar exista un gang secret subteran care face legătura cu biserica din centrul satului, iar această legendă ar putea avea totuși un sâmbure de adevăr, întrucât este posibil să fie existat un pasaj secret către o altă biserică mai apropiată, care a existat în apropiere. Acesta ar fi fost însă al doilea pasaj secret, pentru că a fost descoperit deja unul prin care se poate ieși în spatele cetății. Urmele și o gură de ieșire-intrare se poate vedea cu ușurință la poalele dealului cetății. De la istoricul mureșan Ioan Căpâlniu aflăm următoarele. Cetatea Uriașilor este un monument istoric categoria A, este foarte vizibilă din toate părțile de intrare în Saschiz. La construirea cetății au contribuit 7 comunități care aveau drept de refugiu în această cetate. Tot legendele spun că orice negustor care trecea prin Saschiz era obligat să ducă un car de piatră de jos până sus pe deal, asta ca să contribuie la consolidarea cetății. Fantoma care păzește aurul și vinul străvechi. O altă legendă, dar cu mult sâmbure de adevăr, povestește despre aurul și vinul negustorului Winkler. Acesta, conform documentelor, a fost un personaj real din secolul al XVII-lea. Se știe că cetatea de la Saschiz avea două roluri, unul de refugiu, altul de cămară și pivniță pentru alimentele satelor din jur. Se povestește că aici își depozita vinul nobil de târnave și un negustor sas foarte bogat, Hans Winkler. În caz de primejdie, sătenii mutau prin tunelul subteran avutul lor în cealaltă fortificație, aflată pe un deal vecin, la circa 4 km de cetatea Uriașilor.
Tunelul lega cetatea de o biserică catolică fortificată, biserică ce mai există și astăzi, dar în ruină. Pe la anul 1633, o armată turcească a invadat zona și a atacat, printre altele, și cetatea de la Saschiz. În timpul atacului, negustorul și-a ascuns soția și aurul său, precum și prețiosul vin, în tunelul subteran. Turcii au reușit să intre în cetate, dar au găsit-o goală, apărătorii părăsind la timp locul printr-unul din tunelele de refugiu. Turcii au ajuns din urmă pe un deal din apropiere și au măcelărit pe români. Doar negustorul Sas și încă câțiva au reușit să scape cu viață. Legenda spune că soția negustorului, disperată că nu știa nimic de soarta soțului ei, a străbătut tunelul subteran până la biserica fortificată, dar acolo s-a trezit în mijlocul dușmanilor. Speriată de gândul că soțul său a fost ucis și ca să nu cadă roabă la turci, femeia s-a aruncat de pe ziduri, s-a rostogolit până în vale, unde s-a izbit de stânci și a murit. Mai târziu, când turcii au fost obligați să se retragă, locuitorii și negustorul Sas s-au întors la cetate unde au aflat de moartea femeii. Iar legenda spune că atunci când a aflat că soția sa a murit, negustorul a stupat toate intrările în tunel, cu excepția uneia singure, prin care doar el avea acces. Și unde, bineînțeles, își ținea în continuare aurul și prețiosul vin. După alți câțiva ani, a murit și negustorul, iar legenda spune că aurul și vinul au rămas îngropate pe veci într-unul din tunelele cetății uriașilor. Legenda mai povestește că în unele nopți cu lună apare printre ruine fantoma soției negustorului și care, însetată de răzbunare, vrea să ia viața celor care se avântă pe deal pentru a dezlega secretul tunelului. Bătrânii din Saschiz povestesc că după moartea negustorului s-au găsit mai mulți amatori care doreau să intre în posesia aurului și a vinului ascuns în tunel, dar odată intrat, nimeni nu a mai ieșit din subterane. După cum povestesc localnicii, prin anii 60 ai secolului trecut, un sătean a reușit să afle secretul intrării în tunelul care ducea la cramă și la aur și chiar a pătruns în pasajul secret, dar nici el nu s-a întors niciodată la suprafață. Bărbatul s-ar fi lăudat consătenilor înainte de a intra în tunel că a aflat pasajul secret și că în curând o să-și construiască cea mai frumoasă casă din localitate, fiindcă o să fie bogat. De asemenea, bătrânii mai povestesc că în urmă cu mai multe zeci de ani au mai fost câțiva curajoși care au vrut să intre în tunel prin accesul astupat din ciudatul castel, dar cu toții au murit în condiții misterioase. Se crede că aventurierii ar fi fost uciși de fantoma soției negustorului Sas, cea care a păzit secole și care încă ar mai păzi avutul și vinul soțului ei drag și mult iubit. Singurul ajutor a venit de la prințul Charles. Localnicii, dar și alți oameni interesați în refacerea sitului Saschiz, sunt dezamăgiți că eforturile lor sunt blocate de undeva de sus. Sperăm de această dată să nu ne mai ia locul alții, mult mai mari, alte cetăți care au fost restaurate pe fonduri europene, cum ar fi Rupea, Alba Iulia, Târgu Mureș. Sperăm că acum ne vine și nouă rândul. Dorim să refacem drumul de acces la cetate și toată piațeta din zona centrală, renovată cu bolovan de râu, cu floastere, așa cum era specificul locului. La cetatea uriașilor de la Saschiz vin din ce în ce mai mulți turiști, dar, din păcate, nu există oportunități și facilități de a-ți percepe timpul așa cum trebuie și nu stau. Vin, se uită și pleacă. Singurul care s-a interesat și a promis localnicilor că îi va ajuta și chiar a și făcut-o a fost prințul Charles, cel care a vizitat locurile prima dată în anul 2008. Deci în Anglia se poate. De la București, ba. Concluzie. O lăsăm cu plăcere lui Ovidiu Șoaită, primarul Saschizului, omul care vrea să readucă cetății strălucirea de altădată, dar care se lovește de birocrația forurilor tutelare de la București. Cetatea arată așa cum arată pentru că din perioada comunistă a fost lăsată de izbeliște. Fără a fi întreținută, s-au dus foarte multe materiale de acolo, de sus, de către diversi cetățeni. Momentan există doar documentația, inclusiv autorizația de construcție pentru renovarea și restaurarea ei, iar punctul de atracție prin această restaurare va fi refacerea fântânei și gangul subteran care face legătura nu cu biserica de jos, ci cu partea din spatele cetății. Se va coborâ pe un lift gen găleată și de acolo se va intra în acel gang subteran. Este și acum de o atracție deosebită. Foarte mulți turiști opresc și vor să urce la cetate, o vizitează, se uită, însă nu putem să organizăm un acces conform normelor, pentru că ea trebuie restaurată efectiv. Am avut un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării până în 2012, care după aceea nu s-a mai implementat,
A fost alocată o sumă destul de importantă de bani și noi, comuna, am cheltuit foarte mult pentru a obține toate avizele, inclusiv de la Comisia Națională a Monumentelor Istorice. Însă, întrucât programul nu a mai continuat în actuala perioadă, nu a mai primit finanțare, a declarat primarul localității Ovidiu Șoaită. V-am prezentat un material semnat de ziaristul și jurnalistul George Hodorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!